Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Să vă arăt ceva la rație. Ia uitați-le. Să vă arăt ceva întâi. Ia uitați puișorii cum stau la umbră. Au mâncare acolo, au mâncare acolo, au apă. Văd că cele două rățuși au murdărit apa. Pe mama lor am scos-o de aici, am dat-o la rație aici, uitați-o. Văd că a ieșit și un pui. Stați să vă arăt ceva. După două luni de zile, ia uitați, prima rață, după două luni de zile au luat o rață. O rață leșească. Nu, n-am mai luat niciuna, doar o rață leșească au luat. Ia uitați, este destul de mare. După două luni de zile. Asta e. Poate ar începe să ouă iară. Să sperăm. Haideți să vă mai arăt câte ceva. Ia uitați. Aici am dărâmat, ieri am dărâmat singur. Am dărâmat peretele ăsta. Ia uitați. Mai am decorat bucății din perete, dar nu e nicio problemă. Ia uitați, găinile stau aici și scurmă. Și ia uitați unde stau o găina pitică. Ia uitați, e gol peretele. Ieri am dărâmat tot. Mai sunt încă acel perete și cu acesta de la capre, mai exact. E cam dezordine, dar nu am ce face pentru că trebuie să mai car până ce fac curat. Văd că aici n-au luat niciuna. Haideți să dăm niște frunze la capre. Uitați, ăsta-l câm. O să intrăm acum la ele. Ia uitați-le. Stați, nu știu dacă se vede, dar o să vă arăt. Văd că au luat două găini, wow. Până acum o a doar una, nu se vede mai exact. Stați să văd dacă pot să fac ceva încât să vedeți și voi unde se ouă. Nebunele. Ia uitați unde se ouă. Gândiți-vă cum trebuie eu să mă bag. Plus că nu sunt atât de slab și trebuie să încap aici. Trebuie să dau plăcile la o parte, să le țin cu mâna și după să mă aplec să iau ouăle. Și cam asta e. Ia uitați caprele. În septembrie scăpăm de ele. Nu scăpăm de tot, dar scăpăm o lună de ele, o să scăpăm doar o lună, pentru că le ducem la, pentru a le mărli. Ia uitați-o pe Brebenica, nieduța superbă, ce jucăușă. Ia uitați la o lună cât de mare s-a făcut. Cred că ăsta va fi ultimul clip postat cu păsările mele, pentru că o să plec în vacanță singur, bineînțeles. O să plec singur la, în vacanță și vom posta diverse vloguri cu natura pe munte. O să postez, nu știu exact cum o să fie. Am mai fost odată, dar nu în același loc. Acum mă duc la în Vatra Doarnei, mai exact aproape de orașul Neagra. De fapt este aproape la 2 km de Neagra, unde o să mă duc eu la hotel. Cred.
sau trebuie să-mi găsesc, nu mai știu exact. Dar vom posta vloguri de acolo. Uitați. Cocoș din luna ianuarie. Este cocoșul cel negru din luna ianuarie, în care deja a început să cânte, să calce. Mai exact acela. Nu se vede, pentru că e umbră. Uitați-l pe celălalt cu cresta roșie. Să dau mai pe mare ca să se vadă. Care e acesta? Negru. Și cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe. Și ne revedem data viitoare. La revedere!